Oleg, nu se aude. Vreau să fac o dedicație de muzicală. Hai, dar da. cum te cheamă? Colea. Colea. Să fac o dedicație de muzicală pentru prietena mea, Jana. Jana, frumos nume, Jana. Da. Da, da, da. A mai fost o Jana și o ars pe rug, știi, da? Da, da, da. Da, ta nu o să ardă, a ta o să ardă de bucurie și de dragoste, de fericire. Corect? După mesajul tău. Da. Da. Mm-hmm. Hai. Piesa de Denisa, ce mamă am avut. Deci, Jana este prietena ta? Da. Este iubita ta? Da, da. Și pentru Jana, iubita ta, tu dai piesa Ah, ce mamă am avut? Da, Denisa. Denisa. Tu vrei să o faci mamă azi, sau ea e mamă deja? Aproape. Aproape mamă. E însărcinată? Da. De la tine? Da. Bravo, felicitări. Cum s-a întâmplat asta? Mersi. Așa, la o întâmplare. La o zi de naștere. La o zi de naștere, așa. Da. Erați mai mulți sau numai voi doi? Nu, eram părinții mei, mai mulți eram. Toți au asistat la momentul ăsta, da? Da, da. Incredibil, adică sunt sigur că părinții se mândresc, adică i-ați anunțat că, uite, după ce ați făcut adunarea aceea, s-a întâmplat asta, da? Părinții știu? Concret. Mm-hmm. Sunteți logodiți, căsătoriți sau... Avem plan, am muie de grabă. Mm-hmm. Mm-hmm. Dar e însărcinată în a câta lună? Adică se potrivește tu cu o adunare aia care ați avut-o la zi de naștere? E termenul ăla? Da. După ce l-ați conceput, care au fost vorbele ei? Ce ți-a zis? Ce i-ai zis tu înapoi? A rămas șocat amândoi. Ați rămas șocați amândoi atunci, da? Mm-hmm. Părinte, la ziua cei din naștere, unde tăți ați asistat la procesul și ăla, uite, vine un copil. Trei luni, asta înseamnă că undeva în februarie v-ați întâlnit tot familia și ați făcut procesul ăsta, da? Da, da. La o zi din naștere. Pentru că mai rar se concep așa copii cum ai făcut totul, nu? Adică cu familia alături. Nu, da. Familia e mândră? Nu au aplaudat atunci? Au strigat? Au sărit în sus? Da, am sărit. A fost o sărbătoare mare pe care atunci. Anume atunci la ziua din naștere, da? Da, da, da. A, ce frumos. Imediat după proces ați deschis vreo șampanie sau doar atât? V-ați mulțumit cu... Nu, numai una. Adică a fost o sărbătoare frumoasă. A fost o sărbătoare frumoasă. Cel mai mult din familie s-a bucurat în timpul procesului. Mama. Cred că aplauda, da? Da, pentru că știi că noi în familie suntem numai patru băieți. Și iată, un fecior îi arată față de mama cum se poate, da? Adică da, cum, se, mai mare. Cum se face un copil. Care au fost cuvintele lui mama, uite, când voi ați finalizat totul? Ce a zis mama? Uite, mama stătea alături, am înțeles, da? Și voi ați finalizat totul. Care au fost cuvintele lui mama? Mă strâns în braț, mă felicitat, mai departe am făcut totul. Întâmplător, n-ați făcut și online toată asta? Adică n-ați sărbătoare, n-ați transmis-o undeva? Procesul nu l-ați transmis online? Nu, s-a filmat, dar nu s-a făcut online. Ați filmat toată asta? Ați filmat procesul, da? Da, este filmat, dar nu e făcut online. Nu l-ați pus pe internet? Dar păi când vreți să-l puneți sau doar vă strângeți cu familia și vă uitați la el așa când... Cred că la nuntă, de când o să aveți nunta, deci la masa a doua, când o să fie momentul ăsta mai important, o să puneți video cu procesul concepției copilului, da? Așa, mă gândesc. O să alegeți o melodie, te-ai gândit ce melodie să bagi în fundal sau doar o să fie sunetele care le scoateți? Da. Da. Da, și o leacă de fric, o leacă de rușine. Ți era rușine pentru că erau părinții lângă tine? Da, da, da. Cam cât a durat? Plus, minus? Dă-ne un cifră. Cam o lună. O lună v-ați bucurat de acest proces, da? Da, da. Ai un sfat pentru toți cei care, uite, acum ascultă și ar vrea să iei exemplu de la voi, ca să conceapă un copil cu familia, cu părinții alături? Nu trebuie să nu se teamă de nimic.
facă viața mai departe a lor. Să nu se teamă de părinți, de prezența lor. Principalul e că a venit un copil pe lume din datorită la asta, nu? Da, principalul e să pornești, în urmă de a mă te aranjezi cu grupul tău. Principalul, bine ai zis-o, ți pornești și după care uiți că lângă tine e cineva, nu? Da, uiți de prieteni, uiți de toate. În urmă de a mă ști că ai copil, ai familie, la dânsi de mult. Eu sper să aveți o nuntă mare, să vadă tot, cât mai multă lume tot acest proces, nu? Așa mă gândesc. Dacă o să ai curaj, poate o să-l dai și nouă pe internet să-l vedem toți. Cum ați conceput acest copil frumos. Da? Da. Și mesajul pentru toată lumea e, dacă vreți să concepeți un copil cu neamurile lângă voi, și tu continuă. Să nu teamă de nimic. Super. Viața înainte. Viața înainte. Super. Mersi mult. Încă o dată felicitări ție. Bravo. Mersi. O seară plăcut. Da.